Dar obișnuiți-vă că dacă veniți la noi în casă, puneți mâna pe lucruri pe care am pus noi mâna, puneți în cap, puneți mâna. Voi stați cu masca în casă, păi suntem aici ca o familie, deci a, și Mariana... Păi am mai făcut pe aici în curte, am văzut că nu e nimeni. Păi cum să facem curte, frate, că eu știu că este Florin în curte, ce ai? Eu dau masca jos, nu e nicio problemă. A, da. Păi Florin e în curte, știi? Nu l-ai văzut pe Florin în curte? Pe unde ai intrat? Nu era în curte, unde a plecat Florin? Păi eu știu că Florin e în curte. Ia să vedem, eu așa știu. Mama, și când m-am gândit așa la o imagine de ansamblu în care Marian stătea pe canapea și Florin murea de frig la minus 8 grade și curăța curtea, de gura mea, bineînțeles. Și Marian îmi zice că n-a văzut nimic în curte. M-am gândit, bă, să vezi tu că ăsta m-a păcălit că se duce afară și cine știe pe unde s-a ascuns sau pe unde a plecat. Și deschid ușa, nervoasă, m-am gândit că nu mai e Florin pe acolo. Marian a zis că nu este. Și am început să stric. Florin! Da, Brigitte? Unde ești? Ce faci? E în curte, în curte. Ce sara? Unde ești, Brigitte? Fac ura la Geo, nu vezi? Păi uite, e Marian aici. Cum? De la televizor. Păi și cum eu fac? Unde e mă Marian? Și apare săracul Florin zgribulit cu o lopată și zice, da, Brigitte, așa după colț. Și zic, nea Marian, te așteaptă pe canapea. Și l-am văzut pe Florin transformat. Deci deodată s-a transformat, cred că vrea să-l ia la bătaie pe Marian. Și am zis, hai să iau încet, să aplanez situația, să se bucure Florin că i-au venit ajutoare. Păi tot răul este spre un mai bine. Florin, nu mai ești singur, poți să-i dai de lucru lui Marian. Hei, uite-l, eu l-am găsit aici. Păi Mariane, păi eu fac curățenie în curte și tu stai la televizor? M-am dus frumos, bineînțeles. Am luat mâncarea de câine, am ieșit afară să-mi fac treaba mea, că de bărbat, da? În timp ce eu mă turam și făceam curățenie în curte, aud pe Brigitte-a mea strigând. Păi zic, ce-am mai pățit? Zic, striga la mine, Florin, Florin. Păi eram și cu mătura și cu furașul în mână. Zic, bă, s-a întâmplat ceva. Când mă duc și deschid la Brigitte să vorbesc cu ea, mă uit frumos la Brigitte și îmi spune că a venit domnul Marian. Când mă uit la domnul Marian, domnul Marian era tolănit pe canapea, că de nervi nu mai știu să mai vorbesc. S-a uitat la televizor și schimba canalele. Mi-a căzut cerul în cap. Zic, Doamne, cum e posibil? Eu care plătesc pe domnul Marian, eu strâng rahatul lui Geo, fac curat. Și domnul Marian stă la televizor și schimbă canale, se uită la televizor, mi se pare normal. Pe la, trebuie să vii dimineață, mă, Marian. Hai pe partea aia, vino, hai. Că avem gheața de spart la Geo. Am zis să fiu calm, că rămân singur. Și am calmat și am spus, domnul Marian, ați venit? Da. Păi, hai zis, vă rog frumos, hai să terminăm în curte ce avem de făcut. Bineînțeles, domnul Marian a venit imediat să facem la Geo și curtea frumoasă. Ce-ai pățit, Sara? Mâna umflată și verde? Mâna deșteaptă, părăsește copilul. Păi cine te-a bătut? Unde ai fost? Nu știu, te așteptam acolo pe scaunul sus, să faci registrul și am mutare. Și cine te-a bătut acolo sus? Mariana? Nu. Unde e Mariana? Păi și cum așa, deodată ți s-a învinețit, aiurea? Ce să fac, doamna Brigitte? Mariane, ia te rog eu frumos, spune și tu niște apă fierbinte. Da, imediat, acum se poate, cum, încet. Cum ai putut să te deranjezi? Pune acolo la ghiuvetă, la ghiuvetă. Și am o ghizată frig. Păi pentru că a crezut că nu mai vii, Mariane. Iată să văd. Cum, unde te-ai lovit? Că ai scântit-o. Ce ai făcut? Da? Da. Așa a crezut. Ai scântit-o? Iată-o. Cine a întors-o? Oare? Când ai pus la băiatul ăla, la piticul ăla. E așa? Cine are voie să ducă? Mariane, lasă-o pe doamna Brigitte, hai că avem treaba afară, să se muturăm. Acum, plină auzi, Florine, nu mai avem din asta, ar trebui să mergi să iei. Păi și rămâne Marian singur în curte? Face el sau îi arăt eu? Nici nu știu. Hai că vine acum, Sara. Hai, Marian. Ia uite-mă, a venit Marian la lucru, uite-mă care e o găleată acolo. Bravo! Mâna deșteaptă, părăsește. Hai, vină, bă. Bineînțeles, eu trebuie să-i aduc acolo Geo. Domnul Marian, eu m-am dus personal și am pus apă. Și domnul Marian îmi spunea mie pe unde să o iau și eu cu ligheanul în mână de apă. Mi se pare normal? Am tăcut din bură, hai să nu zic nimic. Hai, bine, Marian. Hai, Geo, vină acolo, plătește cu Geo. Geo, vină aici. Trage ușurile, Marian, uite. Haide, Geo, vină aici, hai. Ți-am luat apă caldă. Hai, băiatul meu. Vină acolo. Vrenea, Mariana, hai să luăm asta să strângem. Da? Te rog eu frumos. Ce să strâng? Nu, nu, că ăla e jucăria lui. Lasă-l și cu asta ce e aici, caută asta aici. Vrenea, Mariana. Și caută asta aici.
Hai, plecă, uite ce fac. Asta, hai să iau. Că m-am trezit dimineața pe frigul ăla. Am venit mai devreme să fac curat. Asta e, am venit am... Ce frigul, gata, nu era mai bine la televizor. Acolo mă stai și să mai stau. Brenea, mai trebuie să facem și curat? Păi hai că facem asta. Hai să strângem, dă să dăm aici cu mătura. Hai să dăm cu mătura aici. Hai, te rog eu frumos. Geo, vino aici. Hai să dăm cu mătura. Hai, dă pupă, hai, dă, dă labă, hai. Vino aici. Na, poftim. Hai, pupă, hai. Dă bici, dă labă, hai. Ha, vino aici, să vino, vino. Ha. Bine sau? Așa are Mariana, așa. E bine? Așa tot. Bine tot. Totul scara asta că... Tot, vreau să stau cu moza, că nu-ți place, nu plătești vorba lui ăla. Așa. Și să strângem la, la, uite, așa, uite, vezi, uite, am pus apă caldă, fierbinte. Păi da și el, ce vrei? Păi. Ia. Toate treptele astea la Mariana. Toate le dau tata, toate. Așa. Uite de aici, așa. Că am dat gunoiuș. Așa tot. Hai să dăm acum, dacă... Am pus-o pe mine, la, să fac pe treburi de astea care eu sunt. Altul, meseria, ce? Meseria. Atunci lasă frică. Păi, mi-a arătat ce să fac și fac eu, am da? Tată, păi, tu știi ce să păi și la păi, hai să adunăm și gheața asta. Și gheața asta. Adună tot. Ha. Eu. Cum să nu merg vrei, uite, uite. Caut. Da, da, o cantitate de milioane, tată. Păi, mi-e ideea. Nu mă gânga pe mine, vrei, băi. Ai stricat 1000 de euro, așa. Cât 1000 de euro? Hai, adună. 1000 de euro, iau salariul în două luni. 2 luni. 1000 de euro. Hai, hai să adunăm, vin. Hai, vino aici. Hai. Vorbești de... Hai, Rea Mariană, vină cu. 1000 de euro. După aia trebuie să-ți face... Nu mai știu ce mai fac. Mă vizez numai la... Rea Mariană, hai să strângem aici la Geo. Strângem, uite, acum, la Geo. Că aici, uite, i-am dat să mănânce. I-ai dat să mănânce și uite, nu mai... Uite, am pus aici, mâine, când vin mai viu, boabele le luăm de aici, de sus. Da, le luăm. Punem de aici și adunăm aici frunzele astea. Și după aia trebuie să spargem gheața. Să spargem că uite alunecă câinele. Uite, uite. Haide, Geo, vine aici. Spargem acum, luăm acum și gheața. Hai, întâi să strângem, Nea Mariană, să strângem tot, să... rahatul. Aici văd că este frumos, e curat. Păi am făcut eu, Brenea Mariană. Trebuie să faci, ia mai spui și să vezi cum faci, cum o să faci. Ia vezi. Ia, Brenea Mariană. Ce să iau, asta? Asta, adun acolo. Asta, o dăm așa. Ia, păi ce să fac acum? Geo, lasă-ne în pace, tată, că avem treabă, că uite din cauza ta ce fac. Nu te mai plimba. Fii cum este. Adu jucăria, Geo. Uite aici, tată. Hai, vino cu asta. Hai să aduc. Hai să uite aici, tata, uite. Uite aici rahatul ăla. Nu, nu că ăla e osul lui. A, e osul lui. Ăsta unde e osul ăla? E jucăria lui. Hai de Geo. Uite. Hai. Ia uite, bă, jucăria. Hai, cu cu. Ha, mamă. E jucăria lui, tata. Hai de. Hai ce mă cotețul tot. Uite tata aici, să strângem. Uite ce coteț avem aici, am mâncat. Să strângem tot. Ce coteț avem aici, altfel. Aolo, mamă, mamă, cine m-a pus, bă, să... Nu se poate, băi, n-am nimeni, mă, nu sunt halul ăsta, mâncat. Să iau și rahatul la câini. Păi dacă eu îl strâng, mata nu poți să-l strângi, vrei? Nu știu, frate, păi... meseria ta, nu e meseria mea de asta, dar hai, hai acum, dacă așa, 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 să adunăm. Adunăm o de asta, dă ceva ca să le iau, că nu se curăță. Că tu știi în casa aici, eu nu știu la tine în curte. O, am ieșit în curte, trebuia să măturăm. I-am dat frumos, am adunat și era curtea plină de rahat. Și am zis, domnul Maria, trebuie să strângem, nu că nu se poate, că e înghețat. Am luat eu mătura, am udat-o, nu mai spun unde am udat-o să n-audă brichete. Am mers am, și la un moment dat spune, arată-mi tu cum să face. Adică mi-a dat mie mătura, el mă privea pe mine și eu ștergeam rahatul lui Geo. Păi mi se pare normal? Am făcut-o. Am zis să nu fac ceartă. Dar el nu știe, după ce s-a terminat de făcut, o să-l trimit singur să spargă toată gheața și eu nu o să mai l-ajut. Ah. Dar uite ce bine stă când ia, ia, ah, vezi, ia vezi, că la tine uite, bre, uite, bre, că să ia. Uite, așa e bine, hai. Hai, Nea Mariană, vezi că s-a luat? Parte, uite, ia, bre, aici, vino cu a. Vino cu a. Păi, eu ți-arăt, uite-și. Uite. Și aici, foaie de viața mea, na. Stai, stai, dă cu piciorul. Stai, să-i dăm cu piciorul. Doamne, dacă vă... Dacă... Să vă zic ceva, și Marian, tot așa ca dumneavoastră, era pe jos mama, și se uita. Bă, știi și nu știi că la femei nu se zice vârsta? Nu ți-e rușine? Nu la ureche, că vreau să știu de cât timp e revista. Păi da, dacă vrei să știi de cât timp e revista, te uiți aici, că scrie data aici, dragostea mea. 2015. Ia. E frumos așa, nu? Relaxant, a? Ei, și pentru că toate lucrurile s-au pus pe făgașul lor jos, am închis și ciupercuțele, Florin avea ajutor, am să mă duc sus să mă apuc de lucru. Ei, și cum mă uit frumos la doamna Mariană, tocmai ce vream să-i spun, noua bârfă, că Mariană stătea la televizor și Florin muncea. Ce credeți, fraților? Doamna Mariană mea stătea, așa stătea pe spate, pe scaunul meu de masaj. Nu știu cine i-a dat drumul, cine a ajutat-o.
Cert este că ăștia doi parcă sunt din același aluat. Ăla stătea jos la televizor, a mea își făcea masaj. Iar eu nu mai am avut timp să-mi fac masaj pe scaunul ăsta de vara, toamna trecută. Vă dați seama, fraților, s-a întors lumea cu fundul în sus. Doamna Brigitte, dar cum ați ajuns așa? Sara, tu iei pus masaj, a știu să vă puneți masaj? Da, hai să vă ridic un pic așa și facem după aia. E fain scaunul ăsta, nu prea am eu timp să stau la scaunul ăsta, că muncesc. Cam încet așa, dacă... Păi așa face, asta să vă dau eu acum niște bubuiele. Da, de la picioare bubuiele. Acum vă dau bubuiele. Mai, da, am ajuns și eu pensionar, acum mă distrez și eu puțin. Ia. Dacă tot sunt la pensie, tot trebuie să-mi fac... Era un dracu, bubuiel. Asta. Asta e, da. Asta e cu bubuiel. Asta e cu bubuiel. Am dat-o cadou la cineva. O vrei tu? Ce ziceți, a? E, și-am zis să nu mă enervez. Că nu o să mai pupe ea. Că mă enervez și scot eu telecomandă de acolo. De câte ori o să vine ea la lucru, m-am gândit deja la un plan ca să nu o ispitească acest scaun. Și am zis să-i fac așa, pe placă astăzi, ca să nu par eu după ce rău. Și am început să, dacă tot era pe scaun, am început să-i arăt cum căutam chestia cu pumnii care bate tare ca să o hârșe la spate. Și i-am dat în dreapta, i-am dat în stânga și la urmă i-am dat câteva ciomege la spate, pentru că scaunul ăla chiar are niște pumni care, dacă nu ești pregătit, chiar te lovește. Și după care zic, hai doamna Mariana, ne-am distrat, ne-am ales, am să fiu și diplomată. Nu sunt eu de fire diplomată, dar cred că astăzi am demonstrat că măcar încerc să fiu. Hai, acum ne-am distrat, hai să facem treaba. Sigur că da. Mai facem și treaba, că de distracție ne-am distrat de scurt. Aoleu, hai să vedem ce e aici, astea sunt aici. Băi, Florica, mai pune mâna tata și tu, păi, când te gești cu căia, adică cum, n-am să-ți mai scot de acolo. Apre că te ajut eu, vină cu axarul. Ha. Văd că nu ajut deloc. Eu știu, îmi spune, dar... Hai, cuciu. Hai, treci aici. Treci aici, Joe. Uite, pe Dumnezeu. Să nu știi că urci pe acolo, Joe. Hai, acolo, hai, haide. Mama mea, să fiu te mint, dacă nu... Ce zic, nici soacră mea nu stă așa. Hai să mă turun și aici, nea. Soacră mea, să fiu. Hai, cuciu. Adu jucăria, adu jucăria. Adu. Ha. Dacă ție ha. Doarme cățelușul... Hai să adunăm și astea, Mariane. Cățelușul aici îți doarme. Dă-i seama, mă, că ți-ai să peste cât un sfor de pasal meu. Ăla-i locul lui Joe. Deci e locul Joe. Joe doarme, uite cum doarme Joe, firea și... Mama, și ce să supra să dă Joe și așa? Vrei, hai să terminăm, nea Mariane. Este Joe. Cade rahatul ăla, vino cu. Ia putem să mă mai stai. Vino prin nea Mariane cu. Să dau și acolo. Uite și aici, uite. Dă-te Joe. Gelos pe tine. Joe, dă-te, sunt gelos pe tine unde dorm și eu nu am. Hai, dați. Hai că tu poate să-ți faci îngheața asta. Dai seama la vară, Joe, și... Hai să dă și aici, nea Mariane, partea asta. Te rog eu frumos, așa? Așa. Și toate alea, așa. Aute, mănâncă și nu-i Joe. Ce faci cu nuci? Așa. Băi, dă beleavă cu Joe. Nea Mariane, așa. Stai să luăm asta. Ia tot. Vino cu, nea Mariane, ce rugăminteam? Ia zi, tată, zi. Vino cu aici, la lacăt. Chide și mie, uite aici. Ce e la lacăt? Închide și mie lacătul ăla, că am descos gunoiul, că am înghețat. Da, tată. Pe aia și... așa să punem asta și lasă așa ține. Ia. Vine și tu mă vezi cum stă. Ca nu mai trebuie ca boierea aia, mă, uite. Așa, 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 tată. Fă să vezi ce frumos este, uite. Nea Mariane. Să poartă, să pleacă sus. Zi, tată. Acum... Închide și mie lacătul ăla. Le închid bine la mai de la ca ia vezi. Merge închis? E și la ăsta, nu e o problemă, știu pe unde. E închis, gata. A, să-ți dea Dumnezeu sănătate. E închis, mă, tată. Păi, mă, ce... Tot eu să-l... E închis, mă, tată, ce vrei, mă. Dar nu era închis. Cum o să rupi închis? Eu... A, da? Hai, l-ai închis, mă, ta, acum. Acum, a, păi, că m-am închis, păi, m-am chinuit eu mai devreme și nu puteam, bre, de-aia zic. Vezi, tata, dacă e chinsă foarte, nu mă știu, eu știu, hai. Hai, ne Mariana, hai să dăm și aici. Ia să mai dăm, unde mă? Uite aici, toată partea asta. Da, și partea asta aici. Aici? Și să băgăm aici cu noi. Și dăm și un pic la poartă. Așa. Așa. S-a mult o de ce de flori? De flori, de flori. Păi unde pui flori mâncați astea? Pentru că mâncai numai... Scorci cu verde. Bagă aici, nea Mariana. Uite, numai ciri, bote, olic. Bagă aici. Oamenii noi, uite. Și hai să te dau un pic la poartă, să hai să deschid poarta. Să se ia cheia. Hai că mea, gata, bă.
că a mers. Hai, văzut, mă, tate, că am suflat în ea. Hai, hai aici. Dacă te mint. După 10 minute, un sfert de oră, cât am stat acolo, te-am adunat la geo, am închis și lacătul, am reparat și ușa, vine domnul și spune că e fric, că vrea să intre înăuntru la căldură. Într-adevăr, Dumnezeu mi-a moartă, e foarte fric afară, dar nu puteam să terminăm. Și atunci am zis, bine, domnul Marian, haideți să-i dați puțin înăuntru, să vă încălziți, să stați un pic la televizor, că eu mă duc la Brigit.